Dragi păimăreni, Crăciun fericit! Este sărbătoarea cea mai plăcută, cea mai caldă, cea mai plină de emoție pentru mine și cu siguranță pentru fiecare dintre voi. Este o sărbătoare a familiei, o sărbătoare a prieteniei, este o sărbătoare a iubirii și o sărbătoare a compasiunii. Este sărbătoarea nașterii Domnului care ne amintește de copilăria noastră ne amintește de bunicii noștri, de părinții noștri, de cei care sunt plecați în stele și ne face să ne gândim cu mult mai multă prețuire la cei care astăzi sunt lângă noi. Este un moment delicat, un moment dificil, o perioadă tristă în care fizic nu putem să fim toți împreună. Ne leagă dar totuși Gândurile, amintirile, emoțiile și dorințele noastre pentru viitor. Pentru că suntem, noi băimărenii, o mare familie. O mare și frumoasă familie în care fiecare dintre noi am adus ceea ce avem mai de preț. Am adus în familia mare a băimărenilor familiile noastre. Vreau să ne gândim acum, de Crăciun, și la cei mai în vârstă din orașul nostru. La cei bolnavi, la copiii care poate nu primesc toate cadourile pe care și le doresc. Să ne gândim la cei care sunt într-o situație dificilă economic. Să ne gândim la cei care, copii sau părinți, sunt plecați în alte țări pentru a-și câștiga o pâine și sunt departe de familiile lor. Să ne gândim și la cei care. Își petrec Crăciunul având grijă de comunitatea noastră, la cei care sunt implicați în serviciile publice, la medici, la cei care sunt în toate serviciile de siguranță și apărare a cetățenilor, la cei care se dedică comunității și în noaptea Crăciunului și noaptea anului nou. Dar să ne gândim să facem o comunitate mai frumoasă, mai bună, mai în pace. Mai în iubire și să ne primim unii pe alții după ce vom trece de această perioadă cu mult mai multă prietenie și cu mult mai mult zâmbet unii față de ceilalți. Crăciun fericit și să ne găsească și sărbătoarea Crăciunului și tot ceea ce înseamnă această perioadă magică a sărbătorilor de iarnă în sănătate.